însoțit filmul cu același nume în care a jucat Gene Kelly. Excelent început cu această săritură triple axel. Dacă vă mai aduceți aminte, la campionatele europene a distrus acest program, se afla pe locul 2 după programul scurt, iar după aceea a coborât pe poziția 7. Quadruple salto. Da, încă o dată și triplu axel, program impecabil până acum, cu două sărituri quadruple. Un tulup și un salto. Precum pictorul din film, personajul principal, neînțeles de parizien, acest Brezina are certitudinea propriei valori, până acum a mers foarte bine. Și combinația de două sărituri triple, cu o mică întoarcere după cea de-a doua săritură. Astăzi într-o formă extraordinară. Oh! N-a rezistat până la capăt. Nu. Am crezut că îl va întrece pe Brian Joubert, dar acum nu cred că mai are șanse. Mare păcat pentru Brezina, oricum a fost mai bine decât la europene, păcat de greșelile din